Mașină. Tocmai am luat o mașină care nu-mi place. Cum și eu nu prea am alimentat săptămâna asta, iată că nici să nu e alimentată. Trebuie să alimentez mai mult de jumate. Asta e. Alimentăm, nu avem ce face. Au, compresor toate astea pe aici. Păi, astăzi am un job de... Adică prima parte a jobului de femei gravide. Coborăm până la Daventry, la Tesco, cu un double decker, probabil stăm vreo 2 ore pe acolo, la cantinuță, la internet, adică gen pe barăsăneală. Și după aia să vedem ce încărcare ni se dă. O să vedem. Preconizez că va fi o zi ușoară de luni, chiar nu mă aștept la Daventry. Asta, Daventry, ăsta e unul dintre joburile cele mai, să spunem așa, mai ușoare, mai pentru, nu știu cum să zic, pentru șoferia aia, mai ținuți în puf, așa. Astăzi mă simt ținut în puf. Glumesc. Nu știu, e un job foarte ușor de obicei, pentru că se stă și mult la descărcat, dar mai ales dacă e double decker. Și, nu știu, data a fost ieri. Ieri a fost 8, a 10. Așa. E un job ușor, în principiu. Te duci, stai acolo foarte mult la descărcat și după care te întorci spre firmă, în principiu. Dar cine știe ce idei au ăștia. Azi am început la 06:30. Nici n-am băgat cardul încă. Acum o să bag. Este cam friguț, cam friguț. Ochelarii aici. Nu vă mai rețin aici. Îmi fac și eu meandrele. Mergem să alimentăm. Și după aia să luăm vagon. Și după aia vedem pădul ce... Despre ce mai bălmăjesc și astăzi. Până atunci, haide să alimentăm. Oh, gata și cu alimentarea. Era cam gol rezervorul. Cam un sfert mai avea. Bă, ce sunt astea, așa tari. Am spart ochii luminile astea. Deci dacă m-am obișnuit să conduc pe noapte,
E și cam murdară mașina pe geamura și cam vrea să o spăl un pic. Cred că după ce a găs vagonul, sau acum. Acum că sunt mult prea multe mașini aici și nu o să pot să intru cu vagonul. Așa că mai bine dau acum un jet. Cu o parapriz mă interesează să o spăl. E foarte, foarte murdar. Ia, stați așa, că doar îi dăm cu puțină spumă și o frecăm. Frecângea de la mână. După ce am spălat în weekend mașinuța mea, o spălăm și pe asta. Oglinzile văd că sunt curate. N-am treabă. Aici. Uite acolo un double decker, s-ar putea să fie chiar ăsta care se vede în față. 158 RBT. Ia să-l vedem. Ia uite, 158 RBT. Băgăm și noi sub el. Așa. Am luat și noi data de expirare a servisării. Și acum frumos, elegant, direct sub vagonel. Dați așa că avem și noi bec pe spate. Cred. Da, rebel văd. Cam atât. Haide, asta camera văd asta. Cam atât, mă duc să leg vagonul. Băi, trebuia să filmez până acum, dar am stat în telefon cu Marian Pit, cred că o oră. o să vadă vlogul ăsta și o să-și dea seama. Vreau să vă zic că o să înceapă și el să facă o vlogăreală așa cu camioane. O să vă las, după ce voi primi linkurile, o să vi le las și vouă în descriere. Să-l urmăriți. O să fie la început, așa că fiți blând cu el. El în principiu o să lucreze mai mult de noapte și o să încerce să vă arate și cum e lucrat munca de noapte. Nu lucrează cu mine în companie, lucrează prin agenție, lucrează pentru altceva, pentru altcineva. Dar în principiu face aceeași muncă ca și mine. Mașina de astăzi fluieră, dacă se aude pe filmare, să știți că se aude de undeva, cred că de la paravântul ăsta de aici, nu știu de unde se aude vântul ăsta, adică fluieratul ăsta e un fel de fluierat, dracu să-l ia, că m-a făcut cu capul. Suntem deja în întârziere, i-am anunțat pe ăștia, m-am prins pe A1, a fost un mic accident. Da, de dimineață, aglomerație, circulație bară la bară, sau pușii doi au rămas în mijlocul drumului. A trebuit să ocolim. Uite, nu vedeți voi, dar vă zic eu și trebuie să mă credeți pe cuvânt. Încă 22 de minute întârziere. Va trebui să-i anunț iar pe ăștia în firmă. Pentru că programarea mea era făcută pentru ora 10,
Inițial ajungeam la 10 și ceva, 10 jumate. Până 10 jumate au spus că era ok, că e ok să ajung, să întârzi. Dar dacă depășesc 10 jumate, ți-i mai sun încă o dată. Momentan nu-i spun, distanța e destul de mare până la acele întârzieri, e de vreo 50 de kilometri. Așa că mai aștept să mai treacă timpul și după aia o să-i sun. Aha, fac chef. Mai vreau să vă zic ceva, de-aia am uitat. Îmi aduc aminte și revin. Am impresia că o să vedeți un cretin, am așa un feeling pe domnul ăsta cu Tiguan. Cred că a depășit și omul toată coloana și vrea să bage în față. Ia să vedem dacă îi dăm și noi niște goarne. Deci am cea mai vagă impresie de chestia asta, că se va băga în fața tuturor. Ce v-am spus eu? Da-ia și o muie să-i dau de căcat cu ochi. Da-ia și o muie. Băgați-i pula măta. Dă scârbă. Tu-s morții mătii în gât. Toată lumea stă în coadă, tu nu stai, că tu ești mai pizdoasă. Tu-s morții mătii în gât. Deci puteam să jur, am văzut-o de când s-a băgat în față. Mergea ca o căcată, punea frână din mașină în mașină. Băga și ar pula măsa. De ratată. Bă, ce mor eu pe ăștia așa ratați. Să bagă ei miez. Ăștia merită împinși. Of. Da, tot ajungem în întârziere. O să trebuiască să-i sun pe ăștia să le zic că ajung și mai târziu. Și că am foame, dar vreau să mănânc la ăștia la cantină, la Tesco, că am mâncare bună. Eu plănuiesc să mă opresc pe drum să mănânc, că aveam și timp să mănânc, să ajung și la timp la descărcare, dar întârzierile astea acum nu mai am nici timp să mănânc și ajung și în întârziere. Hai de mă, ce ești, miliție, de bea te miști. Oh.
ziua domnului așa, cu întârzieri. Bine că e cursa asta ușoară. Opa. Nu știu ce am, să mă duc numai... Iar a început aia să fluiere. Futu-s fluieratul, mătii. Bă, m-a disperat, bă, frate. Acum nu mai faci. Cum o prinde aia, uite. Bă, e culmea, mă, frate. Ce gâtumăți eu aveam în nene. Hai, eu să rămân aici de căruță, că sunt greu. Pe urcarea asta chiar sunt greu. Sunt foarte greu. Iubitul și dragul meu M1 mă întâmpină cu ceva aglomerație luni de dimineață. Oh. Viață grea lunea. Viață grea marțea. Viață grea miercurea. Viață grea mereu pe M1. Nu știu când vreodată se va merge și pe M1 ăsta ață. Nu știu când. Băi, vă spun sincer că azi m-am trezit la 5, că n-am început la 6:30. Băi, n-am putut să dorm aseară deloc de vreme. Deci m-am lungit până târziu iar. Tot caut niște jante pentru mașină și nu găsesc nimic să-mi convină. Aș vrea să iau niște replici, de alea mai ieftine așa, dar nu știu cât sunt de calitative. Să fiu sincer, am văzut destul de mulți proprietari pe aici de M3 sau chiar, na, de seria 3 cu jante pe 19 și foarte mulți au văzut că folosesc replicile astea ieftine. Eu aș vrea să le iau mai mult ca să-mi recondiționez jantele alea, să le fac la băiatul ăla, cum am spus. Și nu știu ce naiba să fac. Dacă e vreunul dintre voi care urmărește vlogul și e pe aici prin Anglia și are niște jante sau are cunoștințe de jante pe 19 în configurația pentru M3, atunci le rog să-mi dea un mesaj sau să-mi lase un coment acolo și îl contactez eu. Chiar am nevoie de spune destul de urgent, că aș vrea să fie gata jantele până fac și bucșele și cu diferențialul, adică în 2 săptămâni, 3. Și aș vrea să le duc deja la vopsit și la curățat peste pale mele. Nici nu știu. Dacă e vreunul dintre voi care are replici de astea așa și știe că le are de mai mult timp și n-au probleme cu ele, gen la prima groapă să spargă, să crape, să se aleagă praful de ele, dați-mi și un pont. Mai vedem când mai scap de aglomerația asta, că n-am așa, sunt cam lipsit de chef astăzi. N-am chef nici de vorbit, nici de nimic. Cred că e ăla, e starea aia de luni, în care n-ai chef de nimic. Ne mai vedem. Am ajuns la Okay, thank you. Thank you. Așteptăm să ne se dea. LM662 364 27001C.
I'm misunderstanding. Can you give it to me again, please? 662-364-27. 67-364-27. Okay, that comes up better. This is due in 10 a.m. Yes. Right, can you go to parking 46, please? Okay. Thank you, and then bring your paperwork up to transport office and make sure your license is clear for you walking in the yard. Okay, thank you. Thank you. Cum era de așteptat, mă bagă la rampă. De fapt îți dau ei număr de parcare pe care trebuie să te parchezi. Și să mă duc după aia sus cu actele la birou, pe care decid dacă rămân acolo să aștept sau stau la camion. Și o să le spun că o să mă duc să mănânc. Asta o să le spun. Hi, I'm Adrian. I just finished at Tesco Daventry. Quarter to 11. And now. Okay, I hope to be in time. Just broke. Okay, do you have reference number for this load? SVRB 1242. Okay, thank you. Bye bye. Mergem la prietenii mei de la Swan Valley. O să iau un vagon pe care probabil o să-l dau iar al cuiva. Pentru că un vagon nu e de ăsta care trebuie să meargă la spre noi, spre firmă, spre Manchester, spre Norwich. Să sperăm că voi fi în timp. Mi-a zis ăștia să-i anunț orice întârziere. Chestia e că am și pierdut aproape o oră când am venit în coace din cauza aglomerației de pe M1 și na, va trebui cumva să avem vedere și asta, timpul de condus. Ne vedem la Swan Valley. Sunt la prietenii mei la Swan Valley, ia să vedem. Robert speaking, how can I help? Hi, Rick Ward, I must to make a collection. Sorry, do you do what? To make a collection. Okay, I got my emails. What is your reference today? SVRB 1242. Okay, what's your vehicle registration and your name? YK15YCJ
and the name is Adrian. Thanks, Adrian. Thank you. Ce facem? I'll be back. Bineînțeles, vagonul va fi gata la ora 5. Deci nicio șansă să pot să-l fac. Am vorbit cu ăștia acum la birou. Au zis că or să vorbească și ei și revin la mine cu un telefon. Este incredibil aici. Deci este ora 1:30 sau cât e, da, 1:30. Am ajuns acum să-l doră, să spunem 1:30, răprânjit. Și tocmai la 3, la 5 să fie gata trailerul. Hai de cap, mă. După aia trebuie să-l las pe la undeva, să iau probabil altul gol sau plin, să-l duc acasă. Ceea ce nu am nici cum. De aici până acasă fac 4 ore. Cu trafic, cu toate alea, 4 ore. Hai, nu 4 ore, 3 ore jumate. Dar pune 4, de ce să pun 3 jumate când mai bine pun 4? Deci ziua asta, deci puteam să jur că e ok jobul de dimineață și după aia să fute. Aștept să văd ce îmi spun ăștia. Mai revin. Eu mă gândesc, poate zic și ceva în vlogul ăsta. Că n-am făcut nimic decât m-am plâns. Revin. Ăștia sunt cretini, nu pot să încarc de aici. Ei venit să ideea să mă duc la Leyland, iar 4 ore ceva de mers. N-aveam cum să o fac în niciun caz. Și acum m-au trimis la Grimsby, la Searchill. Sunt curios cât fac de aici. Nu mai știu codul. DN379TG. 379TG. La Forey Road ăsta e. Cum, cred că fac și de aici vreo 3 ore și ceva. Sau 3 ore. Ăștia sunt cretini, frate, nu știu. Deci am mai pierdut și de acolo, am plecat de acolo, am pierdut timp. Cel puțin o oră. De fapt, o oră. Ia, schimbare. Yes. Yeah. Where? Yes, but I think I will be a little struggle with this job. Because I need 3 hours and a few minutes to be there. After that, I will need a break there. Yeah, depends on traffic, 3 hours. I have already 4 hours driving. Working time. Okay, I hope to be okay. Okay, cheers. Alright, Lisbon, I must go out. You empty loaded? You yeah. Lisbon Valley, 1 vehicle left? No, it's empty. Thank you. Cred că voi ajunge la 5, în funcție de trafic. Va trebui să încarc și să mă întorc înapoi. Vreau să mai îndea ceva, gen Flatfish. E o firmă tot acolo, aproape în
în Grimsby, e aproape de cealaltă, Siachen unde mă duc acum, dar nu știu ce să zic. Ajung la, de acolo am nevoie de 2 ore să mă întorc înapoi. Deci asta înseamnă 5, am 2 ore jumate să mă încarce. Am un double decker. Băiția, dacă vorbesc cu ei, mă încarcă. Doar dacă au marfa, dacă nu au marfa gata, n-au ce să mă încarce și n-au nici ei nicio vină. Decât cretinii ăștia de la noi. Oh, iau ce fel sau de poarta mea în spate. N-are nimic. Și acum dă iar alergătură. Bă, frate, nu știu unde, cum dracu gândesc eu, frate, joburile astea. Jumate de job bine, jumate futut. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Cred că dacă a schimbat ceva la firma asta, ar fi planning. Toate că alte ori îmi place, acum nu-mi place. Fac așa, adică nu știu ce să-mi dea, am stat și pur și simplu nu știu ce să-mi dea să fac. Până 9:30 am timp. Sper să am timp. Mai trebuie să mă și opresc, pentru să-mi iau ceva de mâncare. Să și camera. Și mai trebuie să mă opresc și pentru să-mi iau ceva de mâncare. Mamă, urât face porta în spate. Și o să am atâtea sensuri giratorii pe drumul ăsta, o să mi se ia mie. N-am ce să-i fac, nu stă că am, n-are cârlic de ăla să pot să o prind de peretele vagonului. N-am ce să-i fac. Și dacă închid când plec după loc, se dă în spate. Asta e. Hai că ne vedem probabil când ajung pe acolo, pe aia 15, pe aia, dacă n-am, e urât drumul. Două benzi. Cine știe. Astăzi nu prea am filmat ce am condus. M-am zis, nu știu, n-am starea necesară așa, sunt foarte plictisit. Nu știu de ce, nu sunt obosit sau ceva, dar sunt așa plictisit, n-am chef de nimic. Mai sunt și zile de asta, n-ai ce să faci. Poate până ajung din seara acasă, voi lega eu câteva cadre să iasă și vlogul de astăzi. Hai, ne mai vedem. Vedeți pe băiatul ăsta de la vagonul ăsta de DVDS? E de la firma Etap. Și tocmai m-a salutat, deci probabil nu știe după online. Probabil dacă vede videoclipul ăsta, să știe că îl salut. Uite, acum se vede în oglindă. Merge după unul cu o dubă care ne ține pe toți în loc. Merge ca un bine, pe prima bandă merg toate camioanele ușor, dar pe a doua e unul cu o dubă. M-a și lăsat să intru în autostradă, am ieșit de acolo după A43. Bine, am ieșit cu 90. Am lăsat să mă bag între el și încă unul. Așa că virgulă, colegule, dacă vezi video ăsta, să știi că te salut.
Am ajuns în Grimsby pe aproape 3 ore de condus. Să vedem dacă găsim și noi o rampă liberă și să vorbesc cu băieții ăștia, să fiu gata până în 7. O să am timp să ajung înapoi în firmă. Normal, băieții mă rezolvă, chiar dacă nu încarc full. Băieții imediat percutează la rampă decât mașina lor. Și cred că eu o să bag la prima rampă, oare? Trebuie să mă duc să-i întreb. Dar cred că voi băga acolo. Cam aiure aici, cam înghesuială, milimetric. Nu știu ce să fac, să dau acolo la rampă? Hai să dau acolo, și dacă e omul după aia, dar în principiu știu că la rampa aia mă încarcă. Hai să-mi iau ăsta cașcara beta. Astea-s mașinile lor, dar nu știu ce au lăsat-o aici, de obicei n-o lasă chiar așa în mijlocul drumului. Mă duc mult bine. Nici nu prea mai văd așa de obosit, de plictisit, nici nu știu cum sunt. Acum cică ar trebui să îndrept. Cică doar. O lăsăm așa. Mergem până la băieți și revin. Nu știu cum mai trebuie să mă duc la ei. Vreau să pun la mijloc. Ăla tocmai a plecat. Lor. Ce să facem? Mă punem la mijloc. Unde vor ei? Ei sunt boșii. Ok, dă-mi iar pe spatele. Dă-mi iar cu spătucul. Spătucul. Unde să deschidem ușile? E și camera acolo. Mă vedeți cum mă chinui. Ce să mai, că nu mai mă chinui, că am băgat-o din prima. De obicei aici mă chinui, dar dacă vă zic de ce nu mă credeți, pentru că rampa este în rampă, în coborâre așa, și nu știu de ce te induce în eroare. Sau să-i doar mintea mea. Atât, mă duc să deschid ușile. Păi cam asta a fost până aici, ne vedem după aia. Slab vlogul de azi, foarte slab, extrem de slab. Revin. Treaba e puțin cam belită, din nou. N-au nici ăștia marfa gata sau... N-au ajuns. Nu trebuie să mă încarce. Am spus că la 7 trebuie să plec, dar ori să mă anunțe. Și probabil ori să încarce decât o parte. Restul pentru altcineva. Sunt kilometraj 42049. I-am anunțat și pe ăștia în firmă să fie sănătoși. Întindere în pat, poate prin și oră dosul. Până plec. Ne revedem. Nici o zi la muncă fără trei la limită. Plecăm iar la limita limitelor. Stai să sunăm în firmă. Să-mi dea număr aici. Sunt jale, bă, frate, ăștia. Uf. Și
see a chill Greensby? Yeah. Half past nine? Yeah, yeah. 158 RBT? Yeah. 39? Și ziua asta. Băi, mă jur, chiar îmi pare rău. Când am... Chiar vlogul ăsta n-am vorbit nimic, n-am făcut nimic. Deci chiar îmi pare rău. Nu știu ce e cu mine. Probabil a fost luni, nu știu. A început... Cum îi spune asta? Astenia de toamnă? Bine, aproape iarnă, dar... Zic așa, nu știu ce am. Nu știu de ce am fost așa astăzi. Sper mâine să fiu mai... mai cu chef de viață. Uf. Zi lungă. Ușoară, că n-am făcut nimic decât am deschis de două rușile. Zi ușoară, dar lungă. Lungă, lungă. 15 ore fără... Ce? 15 ore? Ce să mai? Că e și un sfert până îl strâng astea. Se face și jumate până plec de aici. Am și un bilet la pariuri. M-a spart în seara asta. Deci m-a spart. Numai 0-0, 1-0. De-abia s-au dat goluri. Uf, teroare. Teroare, teroare. Câte ori, jale, jale pe vale. Jale pe vale, fraților. Așa. Băi, nu mai știu ce mai să vă mai zic. Aș vrea să salvez cumva ziua asta. N-am cum. Ceva mai interesant de făcut și o să mă gândesc în noaptea asta în timp ce o să dorm, o să mă gândesc la un subiect, poate mâine leg ceva în vlogul ăsta, altfel nu s-a uitat lumea la mine, s-a uitat lumea la mine și vreau să se uite lumea la mine. Să strâng camera, toate că nu prea am ce să vă mai zic, dar vreau să fac și rezumatul zilei. Ok, cu asta am terminat. Bineînțeles, iar am lăsat mașina nealimentat, acum chiar că nu avem timp. Așa. Și aici, rezumatul zilei. Avem așa, am început la 6:30, am terminat la 9:30. 15 ore. Fix, în cap, în picioare, condus, 8 ore 25, mi-a ieșit pe ochi, kilometri 613,
scoatem acum și cardul să vedem și alte activități. Oh. Haide, mă, frate. Mamă, sper să am chef și timp să fac și vlogul, să-l randez în noaptea asta, iar dimineața să-l las să se uploadeze pe YouTube. Deve mă mișc, frate, nu știu de ce, eu de obicei mă mișc destul de repede, dar acum chiar deve mă mișc. Deci eu zic că sunt mort astăzi, n-am avut chef de nimic. Și nu pot să zic că am fost obosit, că na, weekendul ăsta am fost așa, mai pe redax, adică n-am făcut mare lucru. Am spălat mașina ieri, jumătate zi, am făcut un grătar, nici m-am ocupat de el, deci tot pe relax. Sâmbătă am fost decât la service, am făcut tenere, s-am stat în casă, că n-am avut ce să fac. A fost urât, a plouat. Alte activități, oră și 6 minute. 1.06. Păstrăm bănulețul aici. Dragi vlog spectatori și televlog spectatori, vă tare mulțumesc că m-ați suportat și astăzi, o zi absolut neinteresantă. Deci nici nu să mă mir dacă la vlogul ăsta nu o să fac vizionare. Ne vedem mâine și sper să fiu în toate mai bune. Ciao!